Formula student este copilul Formulei 1 și nu pe partea de pilotaj, pe partea de inginerie. Competiția este pur inginerească, probele de pilotaj sunt probe de îndemânare, sunt probe care acum de o zi au ajuns la niște niveluri de performanță incredibile, adică ce am văzut cel puțin anul ăsta acolo și anul trecut, sunt niște performanțe care sunt demne de niște ingineri cu multă experiență. Și în timp, cred că va deveni sursa principală care furnizează ingineri, cel puțin în sporturile cu motor. Am pornit proiectul ăsta să creez un produs. Indiferent că e automobil, bineînțeles că dacă obiectivul tău e suprapus cu o pasiune, mi-e greu să cred că nu poți să reușești dacă ești perseverent. Dar în sine eu mai am și alt produs care pentru mine e mult mai valoros. Eu nu visez numai o mașină, eu visez niște oameni care sunt altfel decât s-a obișnuit lumea cu ei. Da, avem ingineri mulți care ies, se duc în producție, se duc în anumite domenii și mereu poate că este invocat un nivel care nu corespunde anumitor standarde. Eu mi-am dorit să creez astfel de oameni. Deci, pentru mine produsul sunt studenții, nu este această mașină. Pentru că ei devin performanți, atunci ei devin performanți și prin produsul lor și prin mentalitatea care o propagă mai departe. Totuși sunt niște oameni care, să zicem, sunt spuma societății. Absolvenții de studii superioare sunt elita, sunt oamenii care duc mai departe mentalități, sunt formatori de opinie, sunt modele și așa mai departe. Thank you.